Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi suntem la un eveniment cultural de excepție. Suntem la Pădurăreni, județul Bacău, comuna Solonț. Este un eveniment care, în primul rând, spune foarte mult, atâta timp cât aici s-au adunat cele mai importante formații, ansambluri folclorice, soliști și așa mai departe. Tradiția românească este la loc de cinste astăzi aici, în ultima duminică a acestei luni. Și știți cum eu întotdeauna nu precizez anul, pentru că vreau să rămână imortalizat pentru totdeauna la televiziunea noastră acest moment. Lângă mine este domnul Florin Zâncescu, un om pe care dumneavoastră, dragi telespectatori, probabil că îl cunoașteți. Pentru cei care nu-l cunoașteți, vreau să vă spun că are 30 de ani, nu? 35 de ani are, dragi telespectatori, de actorie și 60 de ani, dar... De viață, sigur că da. Eu am vrut să-i țin pe telespectatori așa un pic mai în suspans. Nu, dar să știi că arăți bine la 35 de ani de actorie. Datorită acestui fapt, vreau să spun că mă bucur foarte mult că suntem astăzi din nou împreună și aș vrea, pentru că tu știi mai multe lucruri despre acest festival, să detaliem pentru telespectatorii Exclusiv TV și Exclusiv România. Am să mă adresez în primul rând, având în vedere că ne cunoaștem de foarte multă vreme, în primul rând să mă adresez telespectatorilor. Suntem la cea de a noua ediție la festivalul Nedea de la Pădurăreni. Festival care a plecat de la o idee, de la un hram, de la o petrecere, de la un bâlci, pe care noi, cei de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, l-am ridicat la nivel de eveniment artistic important. Ideea noastră, celor de la Centrul de Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale, a fost de a face schimbul acesta de experiență, schimbul acesta cultural între formațiile artistice din județul Bacău. Să reînviem ceea ce a fost odată, o întâlnire pe aceeași scenă. Ce frumoase erau acele emisiuni, îmi aduc aminte. Și prin urmare am inițiat această manifestare sub genericul Bucuroși de Oaspeți. Cei care vin acum aici la Pădurăreni, comuna Solonț, satul Cucuieți, ca să fiu mai precis, vor merge peste câtva timp la Găgeana. Acum o săptămână au fost în comuna Traian și uite, tot așa, se face Festivalul Județean de Folclor de la Slănic, Moldova, care va avea loc în preajma datei de Sfântul Ilie, 20 iulie. Dragul meu, spunem, cum ți s-au părut artiștii de astăzi, cel puțin cei care au evoluat până în acest moment? Dragă Eugen, ce să spun, și eu cred că și colegii mei din țară, de la celelalte centre știu, să lucrezi cu formații artistice de amatori în această perioadă destul de grea, este, nu știu, cum să spun, nu e ușor, ca să nu folosesc alt cuvânt. Bătrânii îmbătrânesc, normal. Cei tineri pleacă, sunt locuri de muncă, prin străinătate, pleacă după un vis, pleacă după o chimeră, nu știu. Este foarte, foarte greu să păstrezi vatra satului, să păstrezi ceea ce este autentic în primul rând. Și, repet, colegii mei din țară o știu. Cu toate acestea, încercăm să fim, cum spunea cineva, nu mai știu cine, unul dintre colegii noștri, ultimii mohicani. Viața la țară este foarte frumoasă. Cum se leagă tradiția populară pe care o vedem astăzi cu ceea ce înseamnă tradiția, hai să spunem, aici, în județul Bacău? Aici, în județul Bacău, noi încercăm să dezvoltăm arta tradițională, cultura tradițională în cele trei zone etnografice ale județului. E vorba de zona Trotuș, zona Bacău și colinele Tudovei. Încercăm să facem acest lucru, v-am spus că nu este ușor, dar măcar în fiecare zonă etnofolclorică
să existe măcar 3-4 formații, 5 reprezentative. Avem unele formații care chiar merg și în străinătate. Repet, mă refer doar la formațiile de amatori și la cei care duc mai departe cultura și arta tradițională la nivel local. Pentru că așa există un ansamblu profesionist, ansamblu Busuiocu, dar acolo este cu totul și cu totul altceva. Cum ți se par oamenii de aici, publicul în general, care este feedback-ul pe care l-ai primit, pentru că ai prezentat câteva lucruri pentru ei astăzi și vreau să fii sincer cu mine, cum ți se par oamenii din Comuna Solonț? Oamenii din Comuna Solonț au participat întotdeauna la aceste manifestări, sunt oameni deschiși, oameni dornici de petrecere, de voie bună, îmbină munca cu petrecerea. Ce să vă zic, e o atmosferă plăcută, dacă dumneavoastră veți filma și cadrul general, veți vedea cam ce se întâmplă în zonă, deci numai de bine. Sigur, și în anii următori vom fi prezenți aici la acest festival. Care sunt recomandările pe care le faci tu organizatorilor? Ei, chestia cu recomandările nu depinde numai de ce recomandări fac eu, pentru că eu nu însemn mare lucru, dar aș vrea, dacă lucrurile se vor rezolva din punct de vedere politic, să avem odată liniște naibii în țara asta, să rezolvăm și problemele cu infrastructura. Pentru că, uite și dumneata, sunt locuri extraordinar de frumoase, dar nu pot săraci oamenii, ei au făcut ce au putut să facă prin forțelor proprii, dar trebuie să mai fie și ajutați, sprijiniți și așa mai departe. Noi sperăm că acest festival, deja cunoscut atât în țară cât și în străinătate, să aibă o deschidere mai mare pentru viitor. Tocmai de aceea televiziunea noastră a venit și prezintă pentru telespectatorii noștri integral acest eveniment. Toate formațiile vor fi prezentate pe televiziunea Exclusiv TV și cu permisiunea ta o să prezint și pagina noastră de internet unde pot vedea live exclusivtv.ro. Dacă ai terminat, vreau să spun să nu uiți, să nu mă uiți, să nu ne uiți Festivalul Județean de Folclor de la Slănic, Moldova, în preajma datei de Sfântul Ilie. Deci de Sfântul Ilie sperăm să nu fie ploaie. Aici la Solonț, la Pădurăreni, mai exact, a fost o vreme frumoasă. A ținut Dumnezeu cu noi, cum se spune. Și chiar dacă s-au adunat câțiva nori, totuși vremea în continuare ține cu noi. Dovadă că atmosfera este foarte, foarte frumoasă. Ce ar mai fi de completat pe final, dragul meu? Pe final nu vreau să spun decât atât. Veniți la Slănic, Moldova, la Festivalul Județean de Folclor, unde într-adevăr se vor reuni toate formațiile artistice de amatori, fac această precizare, de amatori din județul Bacău. Și desigur vă așteptăm și la anul la Nedeia de la Pădurăreni, la ediția a 10-a.